La puțin timp după ce am ajuns la 200.000 de urmăritori pe TikTok, am început să primesc o întrebare pe care inițial nu am luat-o în serios. Și anume, cum îmi fac videoclipurile pe TikTok? Și nu-i vorba că mă deranjau întrebările astea, ci erau foarte multe și de același fel. Așa că am zis să dedic videoclipul ăsta pentru a vă arăta cum le fac. În stilul caracteristic, procesul începe de obicei cu o cafea. Primul lucru pe care îl fac înainte să filmez este să-mi dau seama în ce categorie se încadrează ideea. Dacă e comedie, story time, ce-o fi. Ideea care în majoritatea cazurilor este scrisă într-un carnețel sau carnet de genul. Pentru că indiferent cine ești, dacă ai o idee și nu o notezi în momentul ăla, în majoritatea cazurilor o să o uiți. După care, dacă bine înțeles mă urmărești pe TikTok, știi că mă așez cu spatele la fața biroului ăstuia. În fața biroului ăstuia. Și încă o chestie mai interesantă e că steagul Norvegia a devenit un fel de trademark a canalului meu. Un trademark a... Bun, restul procesului e foarte simplu. Pentru a obține efectul pe care îl vezi în aproape fiecare videoclip al meu, folosesc o lumină artificială. Care practic ce face, luminează tot locul în care filmez în momentul de față. Între timp ce eu stau pe scaunul ăla cu spatele la birou. Doar că în majoritatea cazurilor se văd doar monitoarele cu steagul pe fundal. Nu știu, îi adaugă un efect mai. Cam așa arată literalmente tot setup-ul pentru TikTok-uri. Cadrul ăsta e mult prea fain să las afară. Și după ce montez telefonul pe trepied, încep și filmez. Și trag 100.000 de duble doar ca să reușesc să spun o propoziție. Pentru că aparent când vine vorba de dicție, îs perfecționist, deși nu-mi dau seama cum. Așa că videoclipurile pe care le vedeți voi pe TikTok nu sunt reușite din prima, o sub nicio formă. Literalmente fiecare videoclip pe care îl vedeți la mine pe TikTok a mâncat câteva pachete de nervi. Și pur și simplu nu-mi dau seama de ce. Deci un simplu videoclip de pe TikTok ar putea fi gata în câteva secunde, dar eu stau cel puțin 10 minute pe fiecare, pentru că nu-mi ies propozițiile nicicum. Dar cam ăsta e tot procesul prin care trec pentru a face videoclipurile de pe TikTok. Deși pe departe cel mai important lucru pe care trebuie să le iei în considerare când faci un videoclip pe TikTok sau pe YouTube sau așa mai departe, e ideea. Ideea care în fond e o poveste. Iar dacă povestea nu e bună, poți tu să ai cele mai scumpe scule, nimeni nu se va uita la videoclipurile alea. Din simplu fapt că pe om îl interesează ce spui. Și bineînțeles, pe lângă povestea pe care vrei să o spui, cafeaua nu poate să lipsească niciodată. Ba dacă bei cafea, ai putea să-ți faci un canal de TikTok bazat doar pe asta. În orice caz, sper că ai priceput ceva din ce ți-am arătat aici. Ne vedem pe următoarele videoclipuri. Vă salut, să aveți o ceva bună. Zi, noapte, ce o fi. Pa!